Bună, Daniela sunt. Vreau să vă fac să lucrați alături de mine astăzi aceste frumoase floricele. Ele pot fi și croșetate, dar eu am ales o metodă mult mai ușoară, care o poate face și orice doamnă care este la început de drum. Deci vă trebuie un fir, da, eu am aici alizee Superlana Classic. Este un fir care are 240 de metri la 100 de grame, asta ca să vă dați seama cam cât este de gros. O furculiță, un ac mare și un foarfec. Da? Deci pornim la drum. Cum facem? Luăm dinții de la furculiță pe dinți, da? Și dăm peste dinții de la furculiță de 30 de ori. 1, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da? Tăiem capătul firului. Introducem în ac. Ținem bine pe spatele furculiței, presăm firul, da? Și introducem aici la mijloc. Deci puteți să introduceți cu vârfuri, dar eu ca să nu mă agăț în celelalte fire, introduc cu spatele acului, da? Introducem o dată aici. Da? Și luăm pe dedesubt aici și strângem foarte bine. Facem un laț, da? Deci am introdus odată așa și acum introducem odată și invers. De aici înspre afară și la fel băgăm pe dedesubt și facem un laț. Strângem foarte bine, dăm pe dedesubt firul și facem aceeași chestie și în cealaltă parte, da? Deci introducem odată acul și luăm pe dedesubt. Da? Strângem bine și introducem și pe dincoace și luăm pe dedesubt. Aceasta este o petală, da? După cum observați, este foarte bulbucată, foarte bombată. Așa sunt și florile mele. Sunt foarte bombate. Eu fac aici, ia să vedeți, aici se formează nodul acesta și ca să țină bine firul, dau de câteva ori pe sub el. Ok, tăiem firul și acum revenim când avem astfel de, când avem șase astfel de boabe. Da? Eu spun că nu este greu deloc, așa că la muncă, doamnelor. Deci revenim când am terminat șase boabe. Am revenit. Acestea sunt boabele mele cu care voi face floricica. Am ales așa să le fac colorate, deoarece la acest ploveraș aș vrea să-i fac și o bentiță. Și m-am tot gândit ce culoare să aleg
pentru floarea de pe bentiță. Apoi am spus că aș vrea să încerc aproape câte o culoare, câte o petală din fiecare nuanță. Am înlăturat nuanțele de verde. Acelea am hotărât să nu le pun. Și deci am lăsat un fir mai lung la o boabă. Și acum le prindem una de cealaltă. Este foarte ușor. O să vă arăt la urmă și o să fac și bentița, să văd ce model aleg pentru ea, ca să se potrivească cu ploverașul și apoi voi aplica această floare multicoloră. Eu zic că a ieșit foarte, foarte frumos. Ia uitați. Da? Trecem puțin și prin prima, ca să închidem acest cerc. Ne întoarcem un pic prin fiecare petală, astfel încât să țină bine, să nu se destrame, să nu ne cadă petalele. Să vedeți ce interesantă este metoda ce metodă am găsit eu de făcut încă o buclă din aceasta, dar puțin mai mică. M-am tot gândit pe ce să o fac, deci tehnica este aceeași, numai că m-am tot gândit pe ce să fac astfel încât să-mi iasă chestia asta de aici din mijloc. Da? Și panglica o voi face culoarea ploverașului și din acest motiv și mijlocul aici îl voi face tot culoarea ploverașului. Și ca să-mi iasă mai mică această boabă, ia uitați cum am încercat eu să, cum am făcut eu. Am dat pe foarfec de 20 de ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tai firul, da, introduc în ac și acum, ca și la furculiță, bag pe aici, pe mijloc, iau pe dedesubt și strâng bine. Și acum invers. Pe partea cealaltă și pe dedesubt și strâng bine. Da? Merg în partea cealaltă. Pot să cobor un pic de pe foarfec, pentru că aici s-au strâns foarte tare firele. Deci fac exact. Ia. Vedem. Mi-a ieșit din ac. Este foarte simplu și eu chiar vă încurajez, pentru că puteți folosi, vedeți cât de frumos este și cea multicoloră. Deci puteți folosi și fire de grade, puteți folosi fire care v-au mai rămas de la alte proiecte de ale dumneavoastră.
Puteți face înfrumuseța, puteți să puneți și pe blugi, pe geci, să aduceți primăvara un pic în viața dumneavoastră. Deci așa a ieșit petala, mijlocul, da? Bun. Și acum îl introduc pur și simplu în mijlocul florii și trec pe spate, da? Ies și pe aici ca să prind și din capătul celălalt. Mi se pare superb. Ia uitați. O floare care vă poate, puteți să vă faceți orice cu aceste flori. Să vă înfrumusețați orice. Dacă aveți pistol din acela de lipit cu plasticul, știți? Puteți să lipiți pe spate și tot la fel. Înfrumusețați o vază, un ghiveș de flori, orice. Este o metodă foarte ușoară. V-am spus, o poate face oricine. Întărim pe spate foarte bine ața și am terminat. Aceasta este floarea mea, nici timp mult nu vă ia. Spor la lucru, dacă v-a plăcut, dați share, like și vedeți că în curând o să pun și acest ploveraș. O să fac tutorial la el, exact cum l-am lucrat. Ciao!